Alegeri fără surprize ieri la PSD Buzău, liderul interimar al Partidului Social-Democrat Marcel Ciolacu a fost reales președinte al organizației județene în cadrul unei conferințe extraordinare la care au participat aproape 450 de socialdemocrați. Înainte de alegerea noii conduceri a organizației județene, au susținut discursuri secretarul general interimar al PSD Paul Stănescu, europarlamentarii Claudiu Manda, președintele PSD Dolj și Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, președintele Consiliului Județean Buzău Petre Emanuel Neagu, vicepreședintele Consiliului Județean Buzău Romeo Lungu și primarul municipiului Buzău Constantin Toma. În cadrul reuniunii au mai luat cuvântul consilierul județean Petre Burada, primarul comunei Boldu Marian Mărgărit, senatorul PSD Lucian Romașcanu și primarul municipiului Râmnicu-Sărat Sorin Cârjan. În cadrul conferinței, atât invitații de la centru, cât și liderii PSD Buzău i-au cerut lui Marcel Ciolacu să candideze pentru șefia națională a partidului. Marcel, președintele organizației PSD Buzău, a reușit într-o perioadă scurtă, cred că sunt două luni sau două luni și ceva, într-adevăr, partidul nostru era ca un tren așa, suntem un tren, suntem mulți, suntem mari, pe o linie moartă, într-o gară abandonată. Marcel chiar a reușit, pentru ce a făcut în această perioadă foarte scurtă, să pună partidul pe șine. Vrea, nu vrea. Dar trebuie să vrea. Domnul președinte Marcel Ciolacu cu siguranță va candida la președinția Partidului Social Democrat la congres, dar pe noi, cei din organizația județeană a Partidului Social Democrat, ne obligă să avem rezultate chiar mai bune ca în 2016. V-am ascultat pe toți, v-am ascultat și pe mine. Marcel, angajează-te acum, după ce sala te va alege președinte la Buzău, angajează-te aici, că vei participa la alegeri în februarie. Așa încât, da, într-adevăr, domnul președinte Ciolacu trebuie să-și ia astăzi angajamentul, pentru că știm că poate și mai cu seamă că are încredere în noi, nu doar în noi, socialdemocrații din Buzău, ci în socialdemocrații din întreaga țară. Poate, are o echipă bună și mai cu seamă are și o viziune. Deși Claudiu l-a făcut aproape președintele PSD la nivel național, acum mai rămâne să vrea și Marcel să candideze, dar sunt convins că dacă va decide să facă lucrul ăsta în termenii pe care cred că îi vom accepta la nivel de idee cu toții, pentru că trebuie să fie echipe, trebuie să fie o moțiune care va fi susținută la acest congres, dacă Marcel va ajunge acolo și cu sprijinul nostru, cred că vom câștiga cât putem în condițiile date și la alegerile locale și la alegerile parlamentare din acest an. Imediat după reconfirmarea în funcția de președinte al PSD Buzău, Marcel Ciolacu a declarat că se va opri după acest mandat, așa cum a promis în urmă cu 4 ani. Când m-ați ales acum 4 ani, mi-am aminte, am făcut 2 promisiuni foarte clare. Și eu și Tomiță și Petric. Toți ne angajăm nu mai mult de 2 mandate. Fiindcă așa este normal și așa am considerat noi că trebuie să lăsăm să respire și să înceapă o democrație. Eu o să mă țin în continuare de această promisiune. Liderul PSD Buzău a mai declarat că este încă indecis în ceea ce privește candidatura sa la funcția de președinte al PSD. Ciolacu a adăugat că vrea un răgaz pentru a lua o decizie în acest sens. Acesta a precizat că alături de Paul Stănescu și de ceilalți lideri ai PSD are o viziune de modernizare și de restructurare a partidului, iar acum este momentul pentru aceste schimbări. Veți fi primii pe care am să-i anunț. Nu înseamnă că am făcut un pas lateral sau în spate. În schimb, vă spun cu certitudine de 100% că o să vreau să fac parte din echipa de la nivel central. M-ați ajutat prin faptul că ați avut încredere în mine și că m-ați ales ca să am această pretenție la nivel național să fac parte din viitoarea echipă a Partidului Social Democrat. Tot ieri, președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, a fost reconfirmat în funcția de președinte executiv al PSD Buzău. De asemenea, în cadrul conferinței extraordinare a PSD Buzău, au fost aleși atât cei 7 vicepreședinți ai organizației, cât și cei 51 de delegați care vor participa la Congresul PSD, ce se va organiza spre finele lunii februarie.